Domnul mi-a călăuzit inima către un mesaj care cred că este potrivit pentru începutul toamnei. Un mesaj care ne duce în preajma unei pilde pe care o găsim la toți cei trei evangheliști sinoptici, cu mici diferențe, foarte condensată, dar o pildă puțin diferită de pildele pe care Domnul Hristos le spune. Pilda asta este diferită și prin reacția pe care o stârnește în fiecare dintre noi. Avem pilde în dreptul cărora rămânem nedumeriți, avem pilde pe care însuși Domnul Hristos le interpretează imediat după aceea. Pilda asta reușește să stârnească din momentul în care începem să o citim atent, aplecat, în noi tot soiul de sentimente. Un spectru chiar larg de sentimente chiar opuse, diametrale, la un moment dat. Veți vedea în momentul în care vom începe să citim pilda, că primul sentiment către care pilda ne cheamă, la care pilda ne duce, este acesta al încântării, al bucuriei, al odihnei în Hristos. Aflăm în pildă că un om bogat, înțelegem din economia, din felul în care decurge pilda, un om bogat decide să își dea în arendă o vie. Noi pricepem cam cine este omul bogat, cine ar fi cel mai bogat. Ziceți noastră cine? Dumnezeu. Acum, în seara asta, va trebui să comunicați cu mine. Eu așa sunt. Încetul cu încetul ne învățăm unul pe celălalt. Dar realizăm în pildă și cine sunt cei care primesc. Când există un act de bunătate a lui Dumnezeu, spre cine se îndreaptă actul de bunătate? Spre noi, oamenii. Deci Dumnezeu dă. Și cum dă Dumnezeu atunci când dă? Dă bogat, dă boierește, dă dumnezeiește, pentru că El este Dumnezeu, glorificat să fie numele Lui. Amin. Asta este primul sentiment la care pilda ne deschide inima, sentimentul ăsta al încântării, dar nu suntem lăsați pentru multă vreme acolo. Pilda, prin abilitatea Domnului Hristos de a croi textul, pilda ne smulge repede de acolo și ne duce în partea cealaltă și stârnește în inima noastră o anumită controversă. Suntem chiar șocați, ultragiați. Nu înțelegem cum de s-a putut întâmpla așa ceva. În pildă, cei care primesc via în arendă, în loc să dea partea lor din rod, aleg să ucidă și nu doar o echipă a stăpânului, două echipe. Suntem șocați, nu se poate așa ceva. Dacă s-ar întâmpla asta în Oradea, păi ar voi ziarele, dar nu doar alea din Oradea, ci nu doar alea din Transilvania, ci cele centrale. Cum să se întâmple așa ceva? Ar veni procuratura, ar fi o întreagă vânzoleală și toată lumea ar vorbi despre treaba asta atât cât vorbește în general despre un subiect fierbinte, trei zile. Și după aia ne-am vedea de viață. Suntem șocați, cum de se întâmplă asta? Dar nici acolo pilda nu ne lasă prea mult timp. Și încetul cu încetul ne duce în altă zonă. Suntem în zona sentimentelor nelămurite. Ne uităm în pildă, citim cuvintele și nu pricepem de ce. Îl vedem pe, înțelegem din pildă, gospodar, care e Dumnezeu, acționând într-un mod în care noi n-am acționat. Nu pricepem de ce face lucrul ăsta. Aproape că ne vine să-i strigăm, noi, cei care suntem în afara pildei, gospodarului de pildă, auzi, nu fă asta, nu-ți trimite fiul, la ce te aștept să se întâmple? Doar i-au bătut și ucis pe cei care i-ai trimis adineauri. Ce crezi că vor face cu fiul tău? Și suntem nedumeriți de acțiunea stăpânului. Ca într-un final pilda să se așeze în zona în care sufletul uman, chiar dacă este a unor oameni care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar dacă este al unui agnostic sau poate al unui ateu, sufletul uman simte că acolo este odihnă, în zona corectitudinii, a dreptății. Toți, indiferent, nu vreau să te întreb în seara asta dacă crezi sau nu, dacă crezi că există cineva dar nu poate fi cunoscut sau crezi că nu există cineva, corectitudinea, dreptatea, este ceva ce și tu cauți. Este ceva ce, după care și inima ta tânjește. Într-un final, pilda se încheie în dreptate, în corectitudine. Sunteți gata să o citim? Sunteți gata să urmărim felul în care ea ne poartă prin toate sentimentele astea?
Dați din cap, dacă da, dacă amin, nu se poate. Domnul fie slăvit și toată biserica zice? Amin. De se poate. Se poate. Deschidem în Evanghelia după Matei. Vom citi din capitolul 21, începând cu versetul 33. Și pentru a da cinste cuvântului Dumnezeu, să nu fie prea mult, ne ridicăm în picioare. Să știți că ăsta nu este un act de obișnuință, nu e un ritual pe care nu-l pricepem prea bine, ci un act de închinare înaintea cuvântului Dumnezeu. Deschidem în Evanghelia după Matei, așa cum vă spuneam, capitolul 21, începând cu versetul 33. Și veți vedea cum ne poartă pilda prin toate aceste sentimente. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar care a sădit o vie. A împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. Și remarcați cum începe deja să se construiască, pe lângă șocul a ceea ce s-a întâmplat, nedumerire. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi. Și vierii au primit la fel. La urmă, și aici nedumerirea capătă cotele cele mai înalte, a trimis la ei pe fiul său, zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Când va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelora? Și remarcați răspunsul unor oameni care în puține cuvinte de aici vor face același lucru ca vierii. Dar dreptatea, adevărul, este prinsă de inima lor. El a răspuns, pe ticăloșii aceia, ticăloșii va pierde și via o va da altor vieri care îi vor da roadele la vremea lor. Iisus le-a zis, n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar peste acela peste care va cădea ea îl va spulbera. După ce au auzit pildele lui, preoții cei mai de seamă și fariseii au, cum scrie acolo, înțeles că Iisus vorbește despre ei și căutau să-l prindă, dar se temeau de noroade pentru că ele îl socoteau drept proroc. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Iată pilda. Iar mesajul meu din seara aceasta se va pune sub un titlu din acesta care te îndeamnă, care ne îndeamnă pe fiecare dintre noi. Fii roditor. De fapt, asta este mesajul central al pildei. Aici, dacă vreți, este intriga pildei, roada. Totul se învârte în pilda aceasta în jurul roadei. Stăpânul își dorește partea lui de rod. Vierii doresc să pună mâna pe toată roada. Stăpânul nu renunță, nici ei nu renunță. Este o bătălie, dacă vreți. Este o tensiune centrată în jurul roadei. Însă înainte de a vorbi despre roadă, permiteți-mi să facem un scurt survol al pildei acesteia în trei idei, idei care vor naște la rândul lor trei întrebări pentru fiecare dintre noi. Așa cum spuneam, suntem la începutul toamnei, în multe biserici, biserici un pic mai noi, mai tinerești, acum începe sezonul spiritual, începe noul an spiritual. Este momentul în care este potrivit să ne dăm un reset. Momentul în care este potrivit să stăm un pic pe gânduri și să ne întrebăm ce avem de făcut de aici încolo.
Mâine, pentru o parte bună dintre elevii țării estea, va începe școala. Peste o lună, pentru studenți, va începe facultatea. Cumva intrăm în zona în care ne realizăm că trebuie să muncim, că trebuie să ducem viața noastră pe palierul ăsta al eforturilor, al planurilor, al direcției spre care vrem să ne îndreptăm. S-a terminat vacanța. Deci fii roditor. Fii roditor. Înainte însă survolul de care vă spuneam, în trei idei care generează trei întrebări pentru fiecare dintre noi, întrebări care sunt potrivite pentru a ne da un reset, pentru a ne analiza puțin. Prima idee. Pilda aceasta, spun specialiștii, a fost spusă de Domnul Hristos, nici ei nu se înțeleg prea bine când, dar este evident că a fost spusă în săptămâna mare, unii spun că a spus-o luni, alții spun că a spus-o miercuri. Cert este că suntem în săptămâna mare. Domnul Hristos a intrat deja în Ierusalim. Noastră știți foarte bine, la porțile cetății, la porțile Ierusalimului, Domnul Hristos este primit cu toată bucuria, cu toată deschiderea. Sunt atât de bucuroși că El vine la sărbătoare, încât sunt gata să rupă ramuri de finic, să le pună înaintea lor, își iau hainele și îl pun înaintea Lui. Există o exuberanță, o bucurie, o celebrare care există la porțile cetății. Mulți spun că persoanele care sunt atunci la porțile cetății nu sunt alții decât pelegrinii care vin de pe drum și intră în cetate. Cetatea însă fierbe. Domnul Hristos este cunoscut, ba mai mult, stârnește oarecare tensiune pentru că se duce la templu și acolo răstoarnă mesele schimbătorilor de bani, are și un cuvânt foarte dur la adresa celor de acolo și le spune, casa tatălui meu trebuia să fie o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari și cetatea fierbe tot mai tare. Avem pe de-o parte mulțimea oamenilor care l-au primit cu bucurie la porțile cetății și pe de altă parte avem mulțimea protipendadei, a oamenilor complicați, a oamenilor avuți din Ierusalim, care văd în el un vrăjmaș, care văd în el un om care ar trebui să piară. Trebuie să-i închidem gura. Le lipsea prilejul, le lipsea motivul, dar în inima lor decizia deja fusese luată. Hristos trebuia să moară. Mă întreb oare cu ce cuvint, cu ce inimă, cu ce sentimente a spus Domnul Hristos, versetul 39, și au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Despre cine vorbea? Despre sine. Când avea să se întâmple? Vor trece ani? Vor trece doar zile. Zile. Și acum întrebarea. Ce ați spune dumneavoastră Domnului Hristos? Știind reacția mulțimii de la porțile cetății, dar mai ales tensiunea, dorința inimii a celor din Ierusalim, a preoților cel mai de seamă, a cărturarilor. I-ați spune, auzi, îți spunem un secret, ăștia de aici vor să te omoare. Ia-o mai încet. Ai grijă. Alegeți și tu cuvintele mai bine. Nu mai stârni împotrivirea lor. Nu mai porni împotriva lor cu discursul. Vreau să vă întreb ce face Domnul Hristos. O ia mai încet? Și pilda, în momentul în care începe pilda aceasta, vreau să vă spun o pildă, ascultați o altă pildă, era un om, un gospodar care a sădit o vie pentru cei care erau educați în Ierusalim, nu trebuia să spună mai multe cuvinte, deja știau despre ce este vorba, nu era primul cântec despre o vie care fusese cântat în istoria lor, îl mai cântase de multă vreme, în auzul bunicilor, a străbunicilor lor, îl mai cântase Dumnezeu prin profetul Isaia, am avut o vie, ce aș mai fi putut face eu viei mele și n-am făcut. Știau despre ce este vorba din primele cuvinte și Domnul Hristos știe că ei își dau seama. Și cu toate astea, nu tace. Nu ia mai încet. Nu se lasă purta de valul de simpatie de la porțile cetății ca să tacă, ca să nu spună adevărul, ca să nu le spună în ce situație sunt ei ca națiune, în ce situație sunt ei din cauza deciziilor luate an la rândul. Nu tace. Și nu tace, nu-l face să tacă, nici măcar tensiunea, amenințarea care plutea în aer din cetate. Adevărul trebuie să aibă un glas. Trebuie
să aibă un glas. Și asta e prima lecție pe care Domnul ne dă prin pilda aceasta. Prima întrebare pe care ne-o pune. Poate fi glasul tău glasul adevărului? Sau te lași purta de valul de simpatie? Dacă te-a aplaudat, dacă te-a periat, dacă te-a apreciat, nu-i mai spui adevărul. Îl îmbraci în cuvinte. Sau poate că te lași purta de teamă, ce vor zice oamenii despre tine dacă îndrăznești să... Cum te vor judeca, cum te vor vedea, cum te vor privi, cum te vor cerne, cum te vor pune în talentul, în balanța lor și te vor găsi ușor. Nu vrei să fii un astfel de om. Marea problemă a societății noastre este că nu mai avem glasuri care spun adevărul. Adevărul trebuie să aibă un glas. Permite-mi să mă întreb și să te întreb. Acum când intri într-o etapă nouă, acum când începe toamna, acum când trebuie să te duci la școală, acum când trebuie să ai de-a face poate cu mai mulți oameni decât ai avut vara, acum dă-mi voie să te întreb și să mă întreb, poate folosi glasul tău adevărul? Se poate baza pe tine adevărul, că îl vei spune, că îl vei spune cu dragoste, că îl vei spune cu atenție, dar că îl vei spune? Uitați la Domnul Hristos. Îndrăznește să spună adevărul, chiar dacă pe de o parte avem simpatie, pe de altă parte avem antipatie ale oamenilor, indiferent de asta, Hristos spune adevărul. Să nu luăm ușor lucrul ăsta, să știți. Nu e ușor să spui adevărul. Nu e ușor. Nu e ușor să spui adevărul în dragoste. Nu e ușor să stai pe gânduri, poate zile la rândul, să te întrebi cum să spui lucrul ăsta persoanei în așa fel încât să o cucerești, să ajungi la inima ei. Nu e ușor. Unii fac din adevăr o bâtă, ăla nu-i glasul adevărului. Adeseori în spatele bâtei cu care lovesc, chiar dacă e adevăr în bâta aceea, se ascunde o dorință de a călca în picioare, de a nu lua în considerare inima nimănui, o dorință de a fi el deasupra celorlalți. Nu, nu acel glas îl caută adevărul. Adevărul caută un glas care se semene cu glasul lui Hristos. Poate fi glasul tău acela? Și să știți că eu nu pot răspunde decât în dreptul meu și dumneavoastră în dreptul dumneavoastră. Și răspunsul nostru nu poate fi dat decât în rugăciune, decât spunând, ajută-mi, Doamne, Dumnezeul meu. Niciunul dintre noi nu poate să fie, căutând răspuns la întrebarea asta, prea mândru și prea sigur pe sine. Da, va fi adevărul prin glasul meu. Nu așa. Ascultă-mă. Acolo unde ești, în locul acela, roagă-te, Doamne, dă-mi puterea să spun adevărul. Dă-mi puterea ca prin glasul meu să iasă adevărul tău. Asta e prima idee a textului, prima întrebare cu care textul ne prinde, ne pune la colț, ne sfredelește. Dar dați-mi voie să merg mai departe. A doua idee a textului acestuia, remarcați, am citit intenționat apăsat sfârșitul pildei sau mai degrabă sfârșitul lucrurilor care se întâmplă după ce Hristos a spus pilda. Știți dumneavoastră că existau pilde pe care Domnul Hristos le spunea și nu le înțelegea nimeni. Chiar și ucenicii la un moment dat aveau momente când după ce Domnul a spus o pildă se duceau și ziceau, auzi, frumoasă pilda, dar nu ne spui și tâlcuirea? Vrem să știm exact ce ai vrut să spui. Nu-i cazul pildei ăsteia. Ați remarcat ce spune la final? Că au înțeles că vorbea despre ei. N-au avut nevoie de tâlcuire. N-au avut nevoie să le ia deoparte pe Domnul. Auzi, despre noi e vorba, ci sau vorbești despre alții? Ca să știm, să te omorâm sau nu. Nu. Au știut clar. Era vorba despre ei. Și ce au făcut? Ce au făcut? După ce vine adevărul, ce face un om? Când adevărul pătrunde în viața mea, când cineva îndrăznește să fie glasul adevărului lui Dumnezeu pentru mine și mă trage de mânecă și am nevoie de corectare și am nevoie de îndreptare și am nevoie să aud un adevăr care poate este prea dur pentru urechile mele, pentru mintea mea, ce am eu de făcut? Orice om are la dispoziție cel puțin două variante. Prima variantă este să primesc adevărul.
să iau în considerare ceea ce mi se spune, să mă îndrept, să analizez adevărul acela și dacă acolo este cuvântul lui Dumnezeu pentru mine, să mă îndrept potrivit cuvântului lui Dumnezeu, să las viața mea modelată de adevărul lui Dumnezeu. Dar mai există și o altă variantă pe care ei o făceau de ani de zile. Era politică de stat în Israel. Când vine adevărul, omoară mesagerul. Omoară mesagerul. Și adeseori în viața noastră se întâmplă exact lucrul ăsta. Car asta este a doua întrebare cu care textul ne sfredelește inima. Când a venit adevărul în dreptul tău, ce decizi să faci? Să te lași privit și să privești în oglinda aceea? Sau să omori mesagerul? Ei au omorât mesagerul, dar nu doar ei. Părinților au omorât mesagerii, bunicilor au omorât mesagerii, străbunicilor au omorât mesagerii. Asta făceau în mod constant. Acum era bocancul Romei peste grumazul lor. V-ați întrebat de ce ăștia din pildă vieri, ăștia n-au dat partea de rod? Până la urmă era 30% din tot ce produceai ce trebuia să meargă către stăpânul viei. De ce să nu dai cei 30%? Îți mai rămân 70%. Doar că nu mai rămâneau 70. Pentru că mai venea și vameșul din partea Romei și mai lua el 30%, 40%. Mai rămânea puțin, foarte puțin, foarte, foarte puțin. De ce rămâne atât de puțin? Pentru că constant au ucis mesagerii. Constant. Când adevărul a venit, au preferat să-l dea la o parte. Cu costuri teribile pentru ei, pentru copiilor, pentru strănepoților, cu costuri teribile. Dar au preferat să se uite în altă parte, să nu vadă adevărul. Le zice, păi da, în societatea noastră nu mai putem omorâ pe nimeni. Cum zici tu să omori mesagerul? E adevărat. Le putem căuta toate punctele negre. Toate slăbiciunile, toate tarele de caracter. Ăla vorbește, măi. Dar nu știu eu pe el. Nu știu eu că a făcut, că adres, că este din familia, că... Și dacă trage aerul un pic în piept, realizez că atunci când vorbește așa, nu face altceva decât să ucizi mesagerul. Să ucizi mesagerul. N-ai nici măcar o secundă de a sta pe gânduri. Nu cumva Dumnezeu a folosit vehiculul ăsta pentru a-mi aduce mie adevărul. Surprinde pilda prin aceste mici idei. Surprinde pilda prin tăria cu care Hristos susține adevărul, ne uitându-se nici la aplauze, nici la amenințări. Spune adevărul. Surprinde pilda tocmai prin această abilitate cumplită a izraeliților din vremea aceea, dar și a străbunilor lor, de a înlătura adevărul ucigând mesagerul. Și mai surprinde pilda prin ceva. A treia glas, a treia întrebare pe care ne-o pune. E ciudată pilda din punctul ăsta de vedere. De ce nu renunță stăpânul la roadă? Ai prima tură de slujitori care se duc și nu se mai întorc. Și dacă s-a mai întors, probabil s-a mai întors unul bătut zdravăn. Cât de mare să fi fost via aceea? De ce nu renunți la rod? Ai a doua tură de slujitori, mai mulți decât primii, pe care îi trimiți și care nu se mai întorc. De ce nu renunți la roadă? Lasă. Trimiți fiul și trebuie să ți-l mormântezi. Și iarăși, nu renunți la roadă. De ce? Pentru că asta este căutarea lui Dumnezeu în viața fiecărui creștin. Este axioma, dacă vreți, una dintre axiomele din teoriile care n-au nevoie de demonstrare ale creștinismului. Un creștin adevărat rodește. Rodește. Așa cum un pom bun face roade bune, un creștin face roade vrednice pentru împărăția și împăratul lui. Împăratul nu renunță la roadă.
Am petrecut în perioada în care am fost lider de tineret în Arad, în biserica noastră, am petrecut un an de zile împreună cu ei, eu șocat la rândul meu, ei șocat la rândul lor, de învățătura Evangheliei legată de roadă. Am luat toată Evanghelia și timp de un an de zile la tineret n-am predicat nimic altceva decât cum să devii roditor, pentru că am fost surprinși, zmeriți de adevărul Evangheliei legată de roadă. Evanghelia subliniază acest adevăr major. Creștinul trebuie să rodească. Creștinul trebuie să producă lucruri, să producă fapte pentru împărăție. Ascultați numai câteva versete, Ioan 15 cu 16. Nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Remarcați mesajul, cuvintele pe care le folosește Evanghelia, nu zice și mă aștept să rodiți și mi-aș dori să rodiți și caut să rodiți și nici măcar nu zice vă poruncesc să rodiți, zice v-am rânduit. În momentul în care ai devenit creștin, în celula ta, în celula inimii tale, Dumnezeu a pus ca o ștanță ideea aceasta, fii roditor. Fii roditor, Dumnezeu caută, Dumnezeu își dorește, ba mai mult, Dumnezeu te rânduiește. Parcă nu există o altă cale dintre toate căile care ar fi putut fi făcute de Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat una singură pentru creștini și pe calea aceea se produce roadă. Se produce roadă și remarcați cum zice Domnul Hristos și roada voastră să rămână. Ioan 15 cu 8. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi astfel veți fi ucenicii mei. Căutați în Scriptură acasă pildele care vorbesc despre roadă și veți vedea vehemența lor. Te sperie vehemența cu care Scriptura, cu care Domnul Hristos vorbește despre roadă. Vă aduceți aminte pe pilda smochinului roditor? Cum intră stăpânul în via sa, în grădina sa și își bagă mâinile printre crengile smochinului, stătea maestos în grădină. Dom'le, cum stătea asta? Dar nimeni nu era ca el. Ce frunze avea. Și stăpânul caută doar roadă. Și când nu găsește, ce zice? Un cuvânt foarte dur pe care biserica de astăzi nu-l mai vrea propovăduit. E prea dur. Zice, taie-l. De ce să mai cuprinde și pământul degeaba? Taie-l. Remarcați pilda aceasta, cât de vehement este stăpânul legat de roadă. Până acolo încât ei recunosc că așa va face stăpânul. Va zice pe ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde. Dar la roadă nu va renunța. Nu va denunța. Surprinde pilda prin această vehemență, stăruință cu care stăpânul își cere partea de rod. Și mă întreb pe mine și vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, este iarăși sfredelul pe care pilda îl are pentru fiecare dintre noi. Ești deschis să fii roditor? Vrei să fii roditor pentru împărăție? Și apoi pilda, toată pilda se construiește în jurul acestui adevăr central al ei, rodire. Permiteți-mi doar să repet cele trei întrebări. Poate adevărul să aibă un glas? Poate să aibă și glasul tău? Și nu putem răspunde decât prin rugăciune. Doamne, ajută-ne! Când vine adevărul, ce preferi? Uciderea mesagerului sau acceptarea adevărului? Și iarăși, nu putem răspunde decât prin rugăciune. Doamne, primesc adevărul Tău în inima mea. Și trei, pentru sezonul ăsta în care intri, ți-ai propus ca dincolo de toate lucrurile pe care le faci, dincolo de toate lucrurile pe care le cauți, ți-ai propus să ai atenția fixată și pe rodnicia ta înaintea lui Dumnezeu? Și niciunul dintre noi nu poate răspunde, da! Și doar în rugăciune spunând, Doamne, vreau să fiu roditor. Și toată biserica să zică? Amin. Toată biserica să zică? Amin. Amin. Și acum, haideți să desfășurăm pilda, învățând din pilda aceasta câteva adevăruri despre roadă. Trei scurte. De fapt, primul e mai lung.
A, trebuie să mă îngăduiți că am venit tocmai de la Arad. A fost și accident pe drum. Deci, trebuie să mă îngăduiți să spun tot ce am de spus. Toată biserica zică amin. Amin. A, e bine, suntem încă bine. Suntem încă bine. Ce spune pilda despre roadă? Trei adevăruri superbe. Primul adevăr pe care pilda îl spune despre roadă și în dreptul acestuia voi petrece mai mult timp, este că, remarcați în pildă, stăpânul nu cere roada decât după investiție. Niciodată înainte. Altcineva jefuiește. Altcineva ia de acolo de unde n-a pus. Altcineva caută să primească de acolo de unde n-are drept să primească. Stăpânul pilde nu e așa. Gospodarul acesta, înainte de a cere, înainte de a pretinde, înainte de a-și trimite slujitorii după roadă, investește. Investește. Aș vrea să mă pot uita în seara asta în ochii fiecăruia dintre dumneavoastră și să vă spun adevărul central care îmi bucură mie inima, pe care aș vrea să-l strig aproape de fiecare dată. Cel mai important, cel mai interesat, cel mai apropiat investitor al vieții mele și al vieții fiecăruia dintre dumneavoastră este Dumnezeu. Dumnezeu. Am crezut că va exploda biserica. Dar o repet, că poate se întâmplă. Cel mai bogat, cel mai interesat, cel mai apropiat, cel mai cu dare de mână, cel mai vechi și cel care va rămâne până la capăt, investitor în viața ta, este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Slăvit să fie numele Lui. E adevărat că mai investesc părinții. Investesc uneori mult, investesc pe o perioadă lungă de timp, dar oricât de lungă ar fi perioada în care părinții investesc în tine și oricât de mult au investit în tine, nu va depăși niciodată investiția pe care Dumnezeu a făcut-o în tine și nici timpul în care Dumnezeu va investi în viața ta. Uneori investesc profesorii, e adevărat, uneori investiția lor este mare, dar este atât de scurtă ca timp. Ea nu poate să depășească timpul în care investește Dumnezeu și nici resursele pe care Dumnezeu le investește în viața ta. Cel mai mare investitor al vieții tale, de la naștere și până la moarte, fără pauză, fără zi de concediu, fără să zică gata m-am săturat, gata nu mai vreau, gata nu îmi iau înapoi dividendele și am plecat, la revedere, singurul care rămâne până la capăt, dorind roada din partea ta, dorind ca viața ta să se ridice, este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Așa este Dumnezeu. Aș vrea în seara asta așa să-L vedeți pe Dumnezeu. Nu ca pe unul care vine să-ți bată la ușă, auzi, dă-mi rodul. Nu mă interesează cum e viața ta, nu mă interesează cât de greu ți este în momentul ăsta, nu mă interesează ce drum a trebuit să parcurgi să ajungi în etapa asta, dă-mi partea mea de rod și am plecat. Nu e așa Dumnezeu. Dumnezeu, înainte să bată la ușa ta, înainte să bată la inima ta, înainte să mă trimită pe mine să zică sezonul următor trebuie să fie un sezon al rodirii pentru împărăție, înainte să facă toate astea, Dumnezeu investește. Dumnezeu pune acolo resurse. Dumnezeu este bogat și dă fără măsură, fără să se uite, fără să-i pară rău de darurile date. Dumnezeu dă și dă și dă. Glorificat să fie numele Lui. Așa trebuie să-L vezi pe Dumnezeu. Indiferent de etapa în care ești, ca un mare investitor, ca marele binefăcător al vieții tale, că ești la 7 ani, Dumnezeu a început de 7 ani investiția în tine, că ești la 70 de ani, Dumnezeu încă continuă să investească în tine. Nu te-a uitat, nu te-a lăsat, nu te-a părăsit. Eu am obiceiul să zic, Dumnezeu nu pensionează pe nimeni. Doar promovează în slavă. Dar până la promovarea în slavă, Dumnezeu folosește pe toți cei care sunt ai Lui și toți ai Lui trebuie să rodească. E adevărat, se schimbă etapele, e adevărat, se schimbă tipul de rod pe care îl faci, e adevărat, Dumnezeu aduce alte sezoane, dar indiferent care este sezonul, roada rămâne, rămâne, rămâne. Ce investește Dumnezeu? Și aici pilda este superbă. Cuvintele pe care Domnul Hristos, atât de puține, atât de simple, le folosește, îmi face inima să tresalte de fiecare dată înaintea Lui. Cum investește Dumnezeu? Că poți să-mi zici, auzi, las. Că dacă te-aș duce eu în viața mea să-ți spun ce-am trăit eu, numai investiție n-a fost. Dă-mi voie să-ți spun ce-a investit Dumnezeu în viața ta, ca să nu mai zici las. Să poți vedea tu, să poți pune mâna, să poți atinge, să poți cuantifica investiția pe care Dumnezeu a făcut-o în tine. Primul lucru, și luăm la pas primul verset al pildei.
primul lucru pe care îl face Domnul în viața tuturor celor care sunt ai Lui. Aș îndrăzni să merg chiar mai departe, zice, în viața tuturor oamenilor. Zice așa, pilda. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie. Și ne oprim aici. Înțelegem, vă spuneam înainte, din pildă, că gospodarul e bogat. Are slujitori pe care își permite să-i piardă. Și n-are puțini. E bogat. Putea să facă cum vroia el cu terenul lui. Probabil că era și el, așa cum era o parte din bogații vremii din Ierusalim, stăpânea pe o parte din dealurile din Ierusalim, avea terenuri pe acolo. Dealurile din Ierusalim în vremea aceea erau dealuri pline de pietre, grădinile erau grădini greu de lucrat. Vă întreb, ar fi putut stăpânul, gospodarul, să se ducă în piața din Ierusalim, acolo unde stăteau oamenii care n-aveau niciun căpătâi, care mureau de foame dacă nu munceau ca zilieri în ziua aia, să le zică, ascultă-mă, eu am un teren pe dealurile astea ale Ierusalimului, plin de pietre. Dacă tu vrei să muncești și să faci ceva cu viața ta, du-te pe terenul meu, sădește acolo vie și peste 15 ani îmi dai partea mea de rod. Putea să zic asta? Dar cine l-ar fi putut împiedica? Nu putea să facă el ce vroia cu ce era al lui? Ba da. Dar vă întreb, a făcut-o? Nu. Dar ce a făcut? S-a dus personal să sădească acolo o vie. A făcut-o pe cheltuiala lui, a făcut-o pe banii lui, a făcut-o prin munca slujitorilor lui, a sădit acolo o vie. Că asta face Dumnezeu cu viața oricărui om, sădește vii. Nu s-a oprit niciodată de la facerea lumii până la încheierea ei. Dumnezeu va sădi în viața tuturor oamenilor vii. Spunea un păstor al României, păstor pentecostal, orice copil care se naște vine cu o pâine pe piept. Ce înseamnă asta? Că sunt... Nu. Înseamnă că Dumnezeu la trimiterea Lui în lume îl înzestrează cu anumite daruri, cu anumite abilități. Îl ajută să se construiască în viața Lui o vie. O vie. Asta face Dumnezeu. Când pornește investiția la tine, se gândește la tine și se întreabă cum aș putea din viața omului ăsta să fac o vie mănoasă. Cum aș putea? David se uita la sine și zicea, te laud că sunt o făptură atât de minunată. Ce înseamnă asta? Că încă de la nașterea lui, încă dinaintea nașterea lui, că pe când eram un plod fără chip, zice David, tu te-ai gândit la mine și te-ai gândit cum să faci din viața mea o vie mănoasă. Tu zici că Dumnezeu te-a făcut un profesor? Sau zici că oamenii te-au făcut un profesor? Tu zici că munca ta te-a făcut mecanic bun? Tu crezi că abilitățile tale te-au făcut un constructor nemaipomenit? Tu crezi că părinții și investiția pe care părinții au făcut-o în tine au făcut din tine un inginer, au făcut din tine un programator? Trebuie să glumești. Deși au fost și părinții, deși au fost și profesorii, deși au fost și oamenii din jur, în ultimă instanță, cel care a stat în spatele tuturor, investind constant în tine, a fost Dumnezeu. Dumnezeu. Și când te uiți la tot ceea ce a construit Dumnezeu, când te uiți că ești tipul ăla de om care nu-și varsă cafeaua pe picioare, înțelegi? Că ai mâini prin care poți să faci și pe ce pui tu mâna, se construiește, ai mâini de aur. Când te uiți la capacitatea ta de a înțelege niște sisteme, niște lucruri, de a scrie niște proiecte, când te uiți la abilitățile tale de a te apropia de copii, când te uiți la felul tău în care te-ai dezvoltat ca mamă, toate astea, ascultă-mă, nu vin de la tine, ele vin de la Dumnezeu. Este modalitatea prin care Dumnezeu a construit în viața ta o vie. Putea să te lase un pământ fără rod, putea să te lase un pământ plin de pietre, putea să te lase un om care să nu poată aduce niciun avantaj nici sieși, nici societății, nici familiei. Un om pe care să-l împingem afară din societate, pe care doar să-l hrănim, dar Dumnezeu n-a hotărât asta în dreptul tău. A hotărât să se nască acolo din tine, din abilitățile tale, o vie. Asta face Dumnezeu. Glorificat să fie numele Lui. Glorificat să fie numele Lui. Putea să mă lase deoparte. M-am născut într-un sat din regat, fără nicio resursă. Familia mea a fost o familie săracă, dar Dumnezeu a zis, vreau să fac din tine o vie.
și a început Dumnezeu să lucreze. Eu mai am avut momente, mai am întors spatele, am avut momente în care nu m-am dus în direcția în care Dumnezeu a hotărât pentru mine, dar Dumnezeu a fost constant în viața mea, dar Dumnezeu a investit constant în mine, dar Dumnezeu nu și-a retras niciun moment banii din viața mea, resursele din viața mea, să zic că știi ceva, m-am săturat de toate aerele tale, m-am săturat de toate neîncrederea ta, de toată lipsa ta de răbdare, gata, nu mai vreau. Dumnezeu a rămas acolo. Investind și iată ce a ieșit din tine. Iată ce a făcut din tine. Când vei pleca acasă, uită-te în oglindă. Gândește-te la ce te vei duce să faci mâine dimineață. Gândește-te la ceea ce Dumnezeu ți-a pus ca abilități în mâini. Și fă un singur lucru. Mărește-L pe Dumnezeu. Pentru că a făcut în viața ta o vie. O vie. Binecuvântat să fie Domnul. Mai sunteți aici? Binecuvântat să fie Domnul. Asta face Dumnezeu. Sădește, vii. Cu o răbdare incredibilă. Cu investiții care nu ajung la mintea noastră. Sădește, vii. O, binecuvântat să fie El. S-ar fi putut opri acolo. Zic că e suficient ce am făcut. Nu. Făcut din viața ta o vie. Dar nu s-a oprit acolo. Remarcați frumusețea textului și felul în care Domnul Hristos subliniază fiecare detaliu al investiției lui Dumnezeu, tocmai pentru a scoate de la noi această închinare înaintea Lui. Zice, am prejmuit-o cu un gard. Cine? Tot gospodarul. Ce înseamnă gardul ăsta? El e o metaforă, dar metafora a ce? Ce transmite metafora asta? Despre ce vorbește gardul pe care Dumnezeu îl pune în preajma viei sale? Prima dată, gardul vorbește despre protecție. Protecție. Suntem păziți de mâna lui Dumnezeu. Putem să-i dăm slavă pentru asta? Gardul vorbește despre protecția lui Dumnezeu care este tot timpul peste viața noastră. Când voi împinge copiii mei să ducă spre școală, ai mers un pic mai mari, cel mare merge primul an la liceu. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și pe-ai dumneavoastră. Amin. Când le voi trimite, deja nu-i mai duc eu, nici nu mai vor să fie duși de mine. Când îi voi trimite de acasă, când vor ieși pe ușă, credeți că îi păzesc eu? Mi-am făcut eu o datorie, în sensul că să urmăresc telefonul, să văd unde ești tot timpul. Dar păzește treaba asta? Nu. Când soția mea pleacă de acasă la lucru, o păzesc eu? Mă asigur eu că e în siguranță tot timpul? Oricât de multe ar fi lucrurile pe care le fac pentru siguranța ei, pentru siguranța copiilor mei, în ultimă instanță, tot ce pot să fac este să zic, Doamne, protecția Ta să fie peste viața lor. Este protecția lui Dumnezeu, este gardul pe care Dumnezeu îl sădește în jurul viei. Înseamnă că dacă există gardul acela, nu vor intra niciodată în vie lucruri care să nu dăuneze viei? Nu. Și pocăiții fac cancer. Și pocăiții au accidente. Și pocăiților le mor copiii. Dar gardul e tot acolo, să știți. Gardul rămâne acolo. Semn al aceleiași protecții a lui Dumnezeu. Stați de vorbă cu un om care trece pe un drum din ăsta atât de dificil. Va spune el, oare Dumnezeu m-a părăsit? Cei mai mulți dintre ei vă vor uimi cu felul în care știu să vă încurajeze. Vă zice, nu m-a părăsit Dumnezeu, e în continuare aici. Aici. În mijlocul durerilor mele, în mijlocul pierderilor mele, în mijlocul furtunilor care au venit peste via mea, Dumnezeu e în continuare aici. E aici. Îi simt prezența, îi văd mâna, îi simt protecția, e în continuare aici. Cum zicea David odinioară, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei, nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru că nu sunt rele acolo în valea umbrei morții. Oh, mi se înfioară sufletul, numai când mă gândesc, bineînțeles că sunt lucruri rele acolo. Nimeni n-ar vrea să coboare în valea aia.
în valea umbrelor, nimeni nu vrea să ducă pe drumul acela către locuința morților, nimeni, dar zicea David, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Gardul tău e în continuare acolo, păzește inima, îmi păzește mintea și știu că la capătul drumului mă vei promova în slavă, tu ești cu mine. Dar câte necazuri însă nu s-au oprit în gard fără ca tu să știi. Câte necazuri n-au rămas afara viei fără ca tu să ai habar de ele. Vom afla doar în veșnicie, dacă vom avea curiozitate să ne ducem să-L întrebăm pe cel prea înalt, ascultă, spune și mie, 3 dintre cele mai mari necazuri care n-au venit peste viața mea. Săgeți pe care cel rău le-a pregătit pentru mine, dar s-au oprit în gardul tău. Planul pe care cel rău le-a făcut pentru viața mea, dar s-a oprit în gardul tău, spune-mi și vă va spune Dumnezeu, pentru că eu cred că sunt așa de multe care se opresc în protecția lui Dumnezeu. Slăvit să fie El! Slăvit să fie El! Gardul vorbește despre protecție, dar mai vorbește despre ceva. Gardul vorbește despre limită. Întotdeauna un gard delimitează anumite zone. Știți cine este cel care face limitele? Cel care pune hotar mării? Dumnezeu. Gardul este acolo să-ți spună că ești protejat. Dar gardul mai este acolo să-ți spună și că totul în viața ta este cu limită. Cu limită. Nu vei suferi decât cu limită. Nu va ajuns nicio ispită. Pentru că a pus Dumnezeu o limită la ele care să nu fie potrivită. Nu, nici nimic nu trece peste limită. Vă aduceți aminte de momentul în care Satan se duce și cere de la Dumnezeu să-l cearnă pe Iov? Ce îi spune Dumnezeu? O faci, dar o faci cu limită. Și limita este cea pe care o trasez eu, nu tu. Totul există cu limită în viața noastră. Aș vrea să mă uit la unii dintre dumneavoastră. Știu că unii dintre dumneavoastră treceți printr-un sezon dificil al vieții dumneavoastră. Vă întrebați dacă se va mai termina vreodată. Vreau să vă spun că da. Se va termina pentru că Dumnezeu hotărăște limite, pentru că Dumnezeu pune garduri, pentru că Dumnezeu zice până aici, de aici încolo să nu mai treci, să nu mai mergi, binecuvântat să fie El. Da, poate că suferi acum, da, poate că îți plătești tributul în lacrimi, da, poate că acum treci într-un moment extrem de dificil, dar privește înspre Dumnezeu cu bucurie, El a pus limită lucrului aluia. Chiar dacă tu acum nu simți, nu vezi, Dumnezeu a pus limită. Mai spun uneori prietenilor mei care au copii micuți. Știți că există perioada asta în viața familiilor tinere când copiii sunt foarte mici. Nu dorm nopțile. Aproape te transformă într-un soi de zombi, că trebuie să și muncești, trebuie să și îngrijești de ei, tot timpul cu ei. Și terminați unii dintre ei. Și le spun, ascultă-mă. Și la asta Dumnezeu a pus limită. Știu că tu nu crezi asta acum, că simți că nu se va mai termina niciodată. Dar uite așa, va trece. Uite așa, vor crește. Vei uita zilele alea și vei vedea că Dumnezeu a pus la toate limită. Vine familia, plină casa, copii, unii aleargă, se împing, se trag. Doamne, câte supărări mărunte pot fi într-o zi. Și ai zice că niciodată nu se va mai termina. Și la asta Dumnezeu a pus o limită. Uite așa, casa va fi goală. Pentru că tot în viața noastră este construit în limitele pe care le așează, le pune Dumnezeu. Gardul este acolo pentru a ne vorbi despre limită. Limită. Dar mai este acolo pentru ceva. Vorbește despre protecție, vorbește despre limită. Dacă în dumneavoastră vedeți o grădină frumos îngrijită, ziceți, uite grădina nimănui? Nu. Uite cum s-a îngrijit nimeni să fie aici un gard frumos, sănătos, puternic. Ziceți asta? Nu. Ziceți, grădina asta are un grădinar. Grădina asta are un stăpân. Grădina asta aparține cuiva. Și gardul este acolo pentru a-ți sublinia în momentele dificile, poate, ale vieții tale, că tu aparții cuiva. Și acel cineva are grijă de tine. Acel cineva nu te-a uitat, nu te uită, nu te-a părăsit și nu te va părăsi. Acel cineva a investit și continuă să investească și să protejeze investiția pe care a făcut-o în tine. Gardul îți vorbește despre identitate, despre faptul că ești al lui Dumnezeu și rămâi al lui Dumnezeu. Că Dumnezeu niciodată nu te va smulge din palma sa, dar te poți arunca singur. Dar câtă vreme vrei,
vei rămâne în căușul palmelor lui Dumnezeu. Câtă vreme vrei mă auziți, câtă vreme vreți, veți rămâne în căușul palmelor lui Dumnezeu. Și eu cred că noi toți de aici spunem în seara asta lui Dumnezeu, eu vreau să rămân până la capătul vieții acolo și toată biserica să zică amin. Gardul vorbește despre identitate. Tu ești al lui Dumnezeu. În momente bune și în momente rele, tu ești al lui Dumnezeu. Când nu-ți vine să te uiți în oglindă și când te uiți cu prea mult drag în oglindă, tu ești al lui Dumnezeu. Dimineața, când încă nu ți-ai băut cafeaua, când încă nu ți-ai făcut freza, când încă n-ai reușit să te aranjeze niciun fel, când nici măcar ție nu-ți vine să te uiți la tine, dimineața, atunci, în momentul acela, tu ești al lui Dumnezeu. Și seara, când ajungi prea obosit acasă, prea obosit chiar să mai spui o rugăciune, în gând doar o rugăciune, și când nici n-a ajuns capul pe pernă și ai adormit, atât de obosit, atât de frânt fiind, tu rămâi al lui Dumnezeu. Ești al lui Dumnezeu în fiecare sector, în fiecare moment, în fiecare sezon al vieții tale. Ești al lui Dumnezeu când te-ai dat lui Dumnezeu și ai 14 ani. Și ești al lui Dumnezeu când parcă corpul te părăsește și zici că nu mai ai nimic de oferit nimănui. Când nimeni parcă nu mai pune niciun preț, nicio valoare peste tine, tu rămâi al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se dezice de tine, Dumnezeu nu-ți întoarce spatele, Dumnezeu nu zice, de acum am obținut tot ce am putut obține de la tine, la revedere, ci El rămâne acolo până la capătul vieții. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Gardul vorbește despre protecție, vorbește despre limită, vorbește despre marea chemare pe care o avem de a fi fii al lui Dumnezeu. Avem în cer un tată. Și tata este bun cu noi, slăvit să fie El și toată biserica să zică amin. Toată biserica să zică amin. Ce face Dumnezeu? Investește. Și cum investește Dumnezeu? Sădește o vie, o împrejmuie cu un gard. Zice după aceea, imediat după aceea vorbește despre teasc, dar permiteți-mi să mă duc la ultima acțiune a gospodarului. Zice că a zidit acolo un turn. Turnul nu era pentru vie, era pentru vieri. Turnul nu ajuta viei în niciun fel, ajuta vierilor care se puteau adăposti în caz de furtună, în turn, care se puteau urca în turn, să vadă dacă vin nefurtună, dacă vin lucruri complicate pentru ei. Turnul nu era pentru vie, era pentru vieri. Câți vieri ne aduce Dumnezeu în viața noastră? O, Doamne, câți vieri! Unii stau mult și ne binecuvântă viața. Alții stau puțin și ne bleastă-mă viața. Unii, ne e așa drag de unii, felul în care Dumnezeu îi trimite să lucreze în via noastră. Și de unii ne este atât de teamă. Unii ne transmit parcă tu contezi și toată viața ta stă în puterea pixului meu, în decizia mea, în diagnosticul meu. Dar aș vrea să vă spun în seara asta că turnul nu era pentru vie, era pentru vieri și oferea vierilor supraveghere. Numele Domnului este un turn tare. Domnul este un turn de scăpare pentru noi. Turnul a trebuit să te ducă cu gândul la faptul că tu ești tot timpul sub mâinile lui Dumnezeu. Că El are ultima decizie în viața ta. Că Dumnezeu supraveghează viața ta. Nu vierii au ultima decizie. Cel care are ultima decizie în viața ta e Dumnezeu. Nu medicul are ultima decizie. Nu medicul, nu managerul, nu profesorul are ultima decizie în viața ta. În viața ta ultima decizie o are Dumnezeu. De fiecare dată Dumnezeu. Și Dumnezeu are o abilitate extraordinară de a întoarce lucrurile care par împotriva ta și a le transforma în lucruri pentru tine. Dumnezeu are o abilitate extraordinară de a lua lucrurile pe care oamenii le-au făcut împotriva ta și a le transforma spre binele tău. Citiți Scriptura, citiți viața lui Iosif, toate lucrurile alea rele care i s-au întâmplat lui Iosif, Dumnezeu le-a luat și le-a întors spre bine, pentru că asta face Dumnezeu. Nu vierii au ultimul cuvânt. Cu ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Aș putea să vă povestesc așa de multe episoade din viața mea în care Dumnezeu m-a binecuvântat după ce mi s-a trântit ușa în față. M-a binecuvântat după ce oamenii au fost nedrepți cu mine. M-au binecuvântat după ce alții au jefuit de la mine lucruri pe care nu trebuia să le jefuiască. Ai crezut că în momentul ăla pot fi făcut una cu pământul, că nu o să mă mai ridic niciodată de acolo, dar ultimul cuvânt l-au avut ei.
ultimul cuvânt îl are întotdeauna Dumnezeu. Și Dumnezeu întoarce răul spre bine. Dumnezeu construiește în viața noastră vii. Dumnezeu are ultimul cuvânt. Este cineva aici bucuros că Dumnezeu are ultimul cuvânt? Este aici cineva bucuros că în viața lui, cel care va spune ultimul cuvânt este Dumnezeu? Dă-mi voie să-ți mai spun ceva despre Dumnezeul acesta. Te iubește. Te iubește. Și-a dat viața ca tu să trăiești. A purtat pe lemnul crucii păcatele tale toate. Și în schimbul lor, al păcatelor tale, ți-a dat neprihănirea lui. Dumnezeul acesta, care are ultimul cuvânt, te iubește. Dumnezeul acesta, lui, acestui Dumnezeu îi pasă de tine, a construit viața ta, nu te-a părăsit și nu te va părăsi niciodată, te-a săpat în palmele sale, ești al lui, pentru totdeauna lui, crede în acest Dumnezeu, iubește-l pe acest Dumnezeu și ai încredere în acest Dumnezeu, el are ultimul cuvânt. Și ce bine e că l-are el. Ce bine e că l-are el. Și acum venim la task. Ce face vierul, gospodarul, construiește o vie, o împrejmuiește cu un gard, pune un turn, semnal supravegherii și zice că a săpat acolo și un... Unde l-a săpat? În biserică? În vie. Și via este simbolul vieții luate de-a întregul. Teascul, despre ce vorbește teascul? Ce era teascul? Era un loc în care se adunau strugurii și erau zdrobiți pentru a obține dulceața, pentru a obține rodul viței. Teascul vorbește despre road, despre slujire. Și teascul este în vie. Vreau să mă asculți cu atenție. În via ta, Dumnezeu a pus un loc al slujirii, dedicat slujirii. Nu e în biserica ta. Deși unii dintre noi suntem chemați să slujim și în biserică, să nu ziceți doar aceia slujesc. Toți sunt chemați să slujească, pentru că teascul este în vie, nu-i în biserică. Nu-l vizitezi din când în când, îl porți cu tine oriunde te-ai duce, acolo este teascul. Tu ești chemat, eu sunt chemat să slujesc în fiecare zi a vieții mele, pentru că port după mine teascul. Teascul este un simbol al slujirii. Unde trebuie să slujesc? În via mea, cu viața mea, cu ce mi-a dat mie Dumnezeu, în locurile în care mă duce pe mine Dumnezeu. Eu trebuie, sunt chemat să fiu un ambasador al lui Dumnezeu, acolo, oriunde mă duc. Că sunt la școală, că sunt în tramvai, că trec pe sub un pasaj, că am o discuție cu cineva care nu-mi place sau că am o discuție cu cineva care îmi place, nu contează, teascul rămâne tot timpul la mine. Eu sunt chemat tot timpul să fiu ambasador al lui Dumnezeu. Despre asta este roada, despre teascul care rămâne tot timpul acolo, despre chemarea pe care Dumnezeu ne-o face fiecare dintre noi de a fi slujitori tot timpul, de a nu ne lăsa niciodată slujiți. Și știți ce e interesant? Două lucruri vreau să vă spun despre teasc. Pe lângă acest adevăr major, că el rămâne totdeauna cu noi, ca un simbol al slujirii, continue. Slujirea nu se termină niciodată decât în momentul în care vom ajunge în veșnicie. Eu tind să cred că vom sluji și acolo, dar nu vorbim despre asta. Dar până acolo, cu siguranță vom sluji. Până acolo, cu siguranță suntem chemați să slujim. Dar teascul mai spune două adevăruri. Eu cred că nu există în Biserica lui Hristos oameni care să zică, știi, asta cu slujirea mie nu-mi place. Nu cred că există astfel de creștini veritabili. Asta, știi, dă-o tu la comitet. Să slujească păstorul, domnule, și cu ăștia, nu, eu nu. Eu vin aici, mă hrănesc și plec și îmi văd de viața mea. Nu cred că există creștini veritabili care să gândească așa. Și atunci, ce ne face să nu slujim? Ce ne oprește de la slujire? Este în metafora teascului un detaliu care s-ar putea să ne oprească. Știți ce se întâmpla cu strugurii când ajungeau în teasc? Erau zdrobiți. Și slujirea întotdeauna are de-a face cu zdrobirea. Întotdeauna. Nu există moment în care să n-aibă de-a face cu zdrobire. Întotdeauna. Eu cred că de aceea creștinii nu mai slujesc. Pentru că au slujit odată și au fost zdrobiți
și nu mai vor să treacă prin experiența aceea. Mi-ar plăcea să vă pot spune în seara asta că trebuie să continuați să slujiți și să vă promit că nu va mai exista zdrobire în viața noastră. Dar aș fi un mare mincinos. Pentru că slujirea va continua să vă zdrobească. Spun unii specialiști, liderii adevărați, slujitorii lui Dumnezeu, întotdeauna șchioapătă. Zdrobirea e întotdeauna la lucru în viața lor. Slujirea zdrobește. Te chem să slujești în seara asta și să aduci rod înaintea lui Dumnezeu și îți spun ceva care este contraintuitiv. Nu te motivează niciun fel. Îți spun că în proces vei fi zdrobit. Vei căpăta răni. Oamenii nu te vor înțelege de fiecare dată. Nu te vor aplauda de fiecare dată. Uneori vor porni împotriva ta, vor spune lucruri rele și neadevărate despre tine. Dar tu trebuie să slujești. Folosesc cu atenție cuvintele, nu zic e bine să slujești, zic trebuie să slujești. Pentru că acolo este teascul. Dar îți spun însă și o veste bună. Vestea adevărată este că slujirea cuprinde zdrobire. Vestea bună este că în urma zdrobirii vine dulceața. Sunt o mulțime de oameni care caută în vremea noastră semnificație. Simt un profund gol interior și nu știu cu ce să-l astupe. Trăiesc depresii, unii dintre ei depresii crunte, anxietăți, aiurea, nasoale, grele și nu știu cum să iasă de acolo. Se duc într-o parte și în alta la psiholog, la consilier, la păstor ca să iasă și nu reușesc să iasă. Îți pun o variantă în seara asta prin care poți ieși de acolo. Slujirea. Slujirea. Zdrobirea în slujire. Slujirea nu e pentru tine, în sensul să o faci ca să te slujești pe tine însuți. Slujirea e pentru ceilalți, spune Apostolul Pavel, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului în folosul altora. Nu pentru a-și o atârna la gât, nu pentru a se lăuda că a avut o experiență, nu știu de care, ci pentru a sluji. Și în procesul ăsta vei fi zdrobit, dar la capătul zdrobirii vei afla dulceața, semnificația, împlinirea, bucuria. Nimic nu te va împlini cum te împlinește slujirea. Nimic nu îți va bucura mai tare sufletul decât știind că ai făcut ce ți-a dat Dumnezeu de făcut. Teascul e în vie și îți vorbește, te cheamă, te strigă. Nu știu dacă dumneata, dumneavoastră, voi l-auziți, dar vă strigă din via dumneavoastră, slujește, slujește, nu mai pui ceva aici, nu te mai pui la zdrobire, slujește, slujește, slujește. Produ roadă. Asta e primul adevăr despre roadă pe care pilda nu-l spune. Celelalte doar le enunț. Primul adevăr major, înainte să ceară Dumnezeu, investește. Dă și dă și dă. Vă întreb, dumneavoastră ați primit? V-a pus vreodată Dumnezeu la masa bunătăților sale? Dacă da, dacă este cineva aici care a fost pus la masa bunătăților sale, să zică din toată inima, slăvit să fie Domnul. Doilea adevăr pe care pilda ne spune, întotdeauna roada este cerută la vremea ei. Zice că când a venit vremea roadelor. Și doar te întreb, nu cumva în viața ta a venit vremea roadelor? Nu cumva Dumnezeu ciocănește așa ca un gentleman la ușa inimii tale, hei, ai consumat prea mult, e vremea să rodești. Am investit în tine, voi continua să investesc în tine, dar nu te mai pot crește ca pe un copil răsfățat, e vremea să rodești. Întotdeauna roada este cerută la vremea ei. Și închei cu ceea ce spuneam la început. Întotdeauna roada a fost cerută cu insistență. Cu insistență. Eu voi pleca. Dar să nu credeți, pentru nici măcar pentru o fracțiune de secundă, că Dumnezeu va renunța la partea lui de rod. Nu vreau să sune dur, nu vreau să simtă nimeni amenințat, dar într-o zi
dacă roada se încăpățânează să nu vină, tu nu vei auzi acel cuvânt dur spus de grădinar, taie-l, și nu vei simți secera cum intră. Doar te vei duce acasă și vei zice, mi-am pierdut locul de muncă. Te vei duce acasă și te vei întreba, uitând la tavan, de ce mi se închid toate ușile? De ce nu mai funcționează nimic? Și poate că ar trebui să te întrebi, nu cumva locul ăla de muncă se transformase într-un loc pentru tine și stăpânul nu și-a luat partea lui de rod acolo? Nu cumva acolo ai renunțat în a mai fi un ambasador? Dincolo de toate slujbele pe care le avem noi, există în viața unui creștin ceva supra, ceva care dictează și controlează totul. Chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o să fii un ambasador, un trimis al Lui. Lumea noastră are nevoie de vindecare. Oradea are nevoie de vindecare. Uitați-vă în jur ce armată are Domnul. Gândiți-vă la toate bisericile din Oradea care s-au închinat în bisericile lor în seara asta. Ce armată are Domnul în Oradea. Va vrea armata asta să slujească? Va vrea să producă rod? Va privi tot ceea ce face ea ca fiind secundară față de chemarea pe care Dumnezeu o are, aceea de a fi ambasador? Iată întrebări pe care trebuie să ni le punem fiecare dintre noi. Chem echipa de închinare să vină pe scenă și rog biserica să se ridice. Suntem într-un moment de cercetare. Pilda, ca orice pildă spusă de Domnul Hristos, ca orice text sacru, se întoarce spre noi și ne prinde cu garda jos. Și pe tine și pe mine m-a prins. M-a întrebat dacă pot să folosesc glasul meu pentru a spune adevărul, dacă vreau să fac asta. Și m-am rugat și am zis, Doamne, ajută-mă. M-a întrebat dacă atunci când vine adevărul în viața mea, sunt deschis să primesc adevărul din partea lui Dumnezeu sau mai degrabă pornesc împotriva mesagerului. Și am zis, Doamne, dă-mi puterea Ta să primesc adevărul. M-a întrebat, hei, după tot ce ți-am dat, vrei să fii roditor pentru împărăție? Și m-am uitat cu rușine la viața mea. Prea puțin rod, prea puțin. Și am zis, Doamne, ajută-mă. Însă înainte de a pleca la drum, Dumnezeu mi-a zis, aș vrea să-ți spun ce fac în viața ta. Și mi-a povestit despre cum a construit în viața mea o vie. Și a suflecat mânicile, El, Marele Împărat, și a construit din mine, din viața mea, o vie. Am prejmuit-o cu un gard, semn al protecției, al limitei, semn că El este tot timpul acolo, al identității pe care mi l-a dat. A pus acolo un turn, semn că eu sunt al Lui și că nu trebuie să mă tem de niciun vier care vine în viața mea. Și mi-a pus acolo un teasc, spunându-mi, vrei împlinire? Slujește. Vrei împlinire? Orientează-te către cei din jurul tău. Lasă-te zdrobit în procesul sfințirii și vei afla dulceața. Mi-a spus că va veni vremea și poate că a venit în viața mea când mi se va cere partea de rod. Și m-a avertizat să nu crezi că vei renunța la rod. Stăpânul nu renunță. Cum vă chem într-un moment de cercetare personală, vom cânta cântarea pe care eu o ales-o. Și apoi vom sta înaintea Domnului și în timpul cântării și după aceea, cercetându-ne inima în fața acestor întrebări pe care Dumnezeu le pune fiecăruia dintre noi. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să atingă fiecare inimă care este aici și toată biserica zice...